Eu am din ce în ce mai mult senzația că domnul Barbu doarme cu poza lui Ceaușescu sub pernă în fiecare noapte și visează la vremurile de pe vremea lui Ceaușescu, pentru că altfel nu se justifică această dorință a lui de a impune practic un mercurial al prețurilor, da? Pentru că spre asta ne îndreptăm, cu aceste plafonări ale adaosului, cu aceste propuneri absolut fanteziste pe care le are în ceea ce privește comerțul modern și cum funcționează economia de piață. E pur și simplu o campanie electorală, o măsură de campanie electorală și nimic altceva, care din păcate va bulversa și mai mult modul în care funcționează magazinele, atât cele românești cât și cele internaționale în România. Pentru că spunea domnul Frumosu puțin mai devreme, 70% din ceea ce punem noi în farfurie în marile orașe și aducem din import. Cum va reuși domnul Barbu să stabilizeze prețurile produselor aduse din import? Îi va convinge pe cei din străinătate să vândă mai ieftin în România? Adică sunt niște aberații economice pe care văd că domnul Barbu le promovează într-un stil ceva mai agresiv decât precedent. În străinătate oamenii nu sunt așa ușor de prostit cum sunt la noi. Mă uitam la ce se întâmplă în Atena.